iată-l că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești, ca să nu fie ceva și mai rău. Cuvinte de la Evanghelistul Ioan, capitolul 5, versetul 14, ai iubit vincioși, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! În plină cetatea Ierusalimului se afla un loc unde Dumnezeu făcea minuni. Acolo se afla o scăldătoare, scăldătoarea Bitesda, îi spunea. Bitesda înseamnă casa îndurării. Era o scăldătoare, un iezer, o piscină, unde se adunau toți bolnavii din Ierusalim și din împrejurim. Și acolo se afla un om bolnav, care avea o boală, omul acesta suferea de 38 de ani. Așa îi se spune din Evanghelie. Această scăldătoare avea 5 pridvoare. Și aici zăceau mulțime de bolnavi, îi spune Evanghelia, ori, șchiop, uscați, așteptând mișcarea apei. Căci un înger al Domnului se cobora din când în când în scăldătoare și tulbura apa. Și cine intra întâi după tulburarea apei se făcea sănătos de orice boală era cuprins. Iată ce mângâiere a lăsat Dumnezeu în Ierusalim pentru acești bolnavi, pentru acești suferinți. Și iată că se dezvoltă și cultul îngerilor în același timp, pentru că erau conștienți că acolo vine un înger, apăra leagăle, stătea, nu se mișca, și când venea îngerul și intra scăldătoare, se tulbura. Și primul care ajungea se făcea sănătos. Trebuia să stăpai din apă și scăpai de orice boală era cuprins. Problema era că întotdeauna ajungeau cei care erau mai puțin bolnavi. Un om care suferea de o boală grea, care se mișca greu, nu putea să ajungă dacă nu ajuta în primul rând cineva. Pentru că era nevoie să ajungi. Nu știa, nu se știa când vine îngerul, putea să dureze și nu puteai să aștepți acolo la buza piscinei ore în șir sau zile, în șir, stând în picioare sau în joc sau știu cum. Și Mântuitorul a venit la Bitesda ca să caute un om. El știa inimile tuturor. Și acum știe și atunci întotdeauna, pentru că, după cum știm, Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Este una din persoanele Sfintei Treimi și cunoaște totul, știe totul și despre noi și ce va fi în viitor și cum se vor termina toate ce se întâmplă astăzi. Și mulți se întreabă de ce există atâta suferință pe pământ, atâta prigoană, atâta moarte, atâta războaie. Să știți că dacă oamenii ar fi buni, nu s-ar întâmpla lucrurile acestea. Acolo unde omul este bun, în curtea, în care familia se înțelege și e pace și armonie, totul merg ca pe roate. Acolo unde intră vrăjmașul, deja începe război. Și aceste ape sunt minunate, cum era și la Ierusalim. Avem și noi și cunoaștem lucrul acesta și cât este de bine ca să mergem uneori, să ne lăsăm noi activitatea noastră 2-3 zile, o săptămână sau mai mult pentru tratament, să mergem și noi la Tărgnat, să mergem la Reculane, să mergem și noi la Techirghiol. Și sunt atâtea stațiuni, poate tămăduitoare, și la noi, și în străinătate. Băi termale bune, unde alerga și înaltul Bartolomeu, pentru că avea și oasele obosite după de închisoare, și
Noi chiar știm undeva unde se ducea și stătea câte două săptămâni și se îmbăia în băi termale ca să revină și ca să-și poată relua activitatea. Și acolo în Ierusalim, așa cum a spus, a mers Domnul Iisus Hristos și îl căuta pe cineva nu mai căuta. Așa cum am spus, nu avea, traducerea corectă este că el suferea de 38 de ani, era bolnav de 38 de ani. N-avea 38 de ani. Așa mi se spune Evanghelie. Era bolnav de 38 de ani. Iisus văzându-l pe acesta, zăcând, iată că era de la jos, nu putea să meargă singur la scăldătoare. Probabil că o targă, un pat improvizat. Și noi știm cât este greu să suferim, știu, o zi, o săptămână, o lună, dar mai mult, un an, unii suferă, poate de o viață întreagă, care au boli grave. Și omul ar merge la orice doctor din lumea aceasta, numai să-și găsească medicamentul, dar de multe ori, poate că medicamentul nu-și face cum trebuie efectul, sau poate are efecte secundare și trebuie să întrerupe. Unii se vindecă cu ajutorul Dumnezeu și alții cu aceeași boală nu se vindecă. Cu același tratament, corpul răspunde diferit. De aceea ne trebuie credință. Fără credință nu putem să ne vindecăm. Putem să luăm orice medicamente. Sunt medicamente care, să știți, sunt numai pentru autosugestie. Îți dă o aspirină sau un abocamin și spune-te, acesta este adevărat un medicament care te face bine. Și s-a constatat că foarte mult se vindecă doar prin autosugestie. Aici este credința, vedeți? Credința omului, pentru că el vrea să fie sănătos. Mântuitorul nu apelează la așa ceva. Mântuitorul vine în fața acestui bolnav, dar este în fiecare moment și în fața noastră. Trebuie doar să-L acceptăm pe Domnul Iisus în viața noastră și El, în secunda doi, este lângă noi. Cine nu-L cheamă, este, știți cum spune în Apocalipsa, iată, El stă la ușă și bat. Clanța este pe interior. Dacă îi deschide, cine deschide, va intra. Cine nu, va sta în pridvor. Și apoi va pleca. Când ne trezim noi, nu răspundem de multe ori nici de la fereastră, cum spunea în acea poezie. Îl alungăm. Pleacă de aici. Ești un cerșetor. Nu vezi cum areți? Ești murdar. Nu-ți dau nimic. Și când ne dăm seama, ne trezim că a fost Domnul Iisus, ieșim și ne uităm în stânga și în dreapta. Îl strigăm chiar. Dar nu o să ne mai răspundă că el se caseră de mult. Și iată ce îl întreabă Domnul. Știa ce probleme are, știa că suferă, că e bolnav de 38 de ani și totuși, iată ce îl întreabă. Voiai să te faci sănătos? Era clar că voia să facă sănătos, nu? Orice bolnav vrea să facă sănătos. Și când știe că din cauza bolii va pleca într-o zi, într-o oră, vrea să facă sănătos. Omul ține la viața lui. Este instinctul de conservare care l-a creat Dumnezeu în fiecare om. Să vrei să trăiești. Bolnavul i-a răspuns. Deci nu răspunde, dar vreau să mă fac sănătos. Când Domnul Iisus face toate vindecări, primește răspunsul. Da, Doamne, sau Doamne, ajută-ne credinței mele. Bolnavul îi spune, răspunde la întrebare. Acesta nu mai răspunde la întrebare. Vedeți? El vine cu a doua problemă. Era paralitic, era suferit și spune ce spune. Doamne, nu am om. Deci era singur, atât de singur. Deci nici știa că nu are rost să mai răspunde la prima întrebare. El vrea să spună repede ce are pe suflet. Nu am om. Și sunt atâția oameni, atâtea persoane care nu au pe nimeni.
sunt sigur, de mulți ani sau și mai rău, sunt care poate stau cu cineva și totuși se simt singur. Deci e mai grav. Că dacă n-ai om, n-ai pe cineva lângă tine, e clar, ești uneori parcă ții urât, te plictisești, ai vrea să schimbi o vorbă, n-ai cu cine. Sunt unii prin spitale care nu sunt vizitați decât foarte rar, parcă sunt uitați. Sau, mai rău, îți duci, când aud, mă doare sufletul, îți duci și îți lăsa să moară în spital. Oamenii în vârstă, cu boli, le dau la doctor bani, pun un pic gros acolo, ca să scape de tatălui, de mama lui, să moară acolo, nu mai am nevoie de ei. Mi-a fost destul o viață întreagă, bine că i-a crescut, i-a învățat, a făcut oamenii buni, au tot ce le trebuie, case, copii, familie, mașini, acum nu mai am nevoie de ei. Se pot lipsi, sunt bătrâni, sunt bolnavi, îi încurcă, nu mai au timp de ei. Și bagă în spital și lasă acolo ca să moară. Să știți că un câine are mai mare, un câine are suflet mai mare decât un astfel de om. Sigur, sunt și excepții. Când chiar dacă ești la serviciu de dimineață până seara și nu ai pe cine să lași cu, știu eu, cine, pe tata, pe mama, atunci sunt azile, sunt cămine unde cineva are grijă în permanență. Dar când n-ai ce face, nu așa că să scapi. Zice, nu am om. Nu am om ca să mă arunce în scăldătoare când se tulbură apa. N-ai om? Uite că ai Dumnezeu. A venit Dumnezeu la el. La mărâtul ăla. A așteptat. Și noi așteptăm. Așteptăm o minune, poate de o viață întreagă. Fiecare așteaptă o minune. Fiecare dorește ceva de la Dumnezeu. Unii poate chiar au renunțat. Poate au uitat. Dar cine vă n-a uitat? Se gândesc, uite, dacă m-a lăsat Dumnezeu să obțin lucrul acela și așteaptă și tot așteaptă și se roagă. Nu ai om, ai Dumnezeu. N-avem om, trebuie să apelăm la Dumnezeu pentru că Dumnezeu vine. Dumnezeu nu lasă pe omul singur și chiar dacă, de exemplu, părinții, uite, copii, sunt copii abandonați. Îți lăsați în alternate, vai de capul lor. Zice, Dumnezeu, eu nu te voi uita. Eu voi fi cu tine. Dumnezeu nu ne părăsește niciodată. De aceea, vedeți cum merge Iisus, îl caută pe omul acela. N-ai om, n-am om. N-am om. Ai Dumnezeu dacă n-ai. Și când îl ai pe Dumnezeu în suflet, să știți că nu mai ai nevoie de nimic. Cine are pe Hristos în suflet, oamenii spun psihica și de mâncare pentru perioade lungi de timp. Poți să rabde orice suferință, orice boală. Cine are pe Domnul Iisus în suflet, este cel mai bogat om. Este cel mai sănătos om. Și ne spune Domnul Iisus, care crede în El, nu va vedea moarte. Și chiar dacă va muri, va trăi. Vedeți cât este de important să îl avem pe Hristos în sufletul nostru. Și ne arată acum ne arată Domnul Iisus Hristos ce poate să facă și la cine trebuie să apelăm noi. Nu am om care să mă arunce în scăldătoare. Când se tulbură apa. Că până când vin eu, altul se coboară înaintea mea. E clar. Ce am spus, care erau mai puțin bolnavi, fugeau de care săreau înapoi, se duceau sănătoși. Iisus i-a zis, scoală-te, ia spatul tău și umblă. Vedeți că este, în fața lui Hristos este simplu. Deci orice, El ne iartă păcatele. El și chiar îți spune, ce este mai ușor a spune, iertate sunt păcatele tale. Când îl vindecă pe slăbănogul din Capernaum. Și fariseii se gândeau că, cum îndrăznește acesta să spună iertate sunt păcatele? Și ce mi este mai ușor? Pentru Hristos totul este foarte ușor. Să ne ierte păcatele sau să ne ridice. Cum l-a ridicat pe acest slăbănog, cum l-a prins de mână
pe Simon Petru când se scufunda în Marea Galilei, știți, când a mers de apă, pentru că s-a îndoit. El, în nenumărate locuri, ni se arată că Domnul Iisus este lângă noi, dacă îl chemăm și ne întinde mâna. El nu ne lasă. Și îndată omul s-a făcut sănătos și a luat patul și umbla. Dar în ziua aceea era sâmbătă. Domnul Iisus i-a certat pe farisei, pentru că erau supărați pe Domnul Iisus că vindeca sâmbăta. Sâmbăta n-a voie să faci nimic. Meseria lui pentru ei, deci în ochii lor, Iisus era un vindecător. Aceasta era meseria lui. Deci, fă-ți meseria altă dată, nu sâmbătă. Și Domnul Iisus le spune, pe dacă scade boul în groapă, nu mergi să-l scoți afară? Ei și acești amărâți trebuiau lăsați așa bolnav, că era sâmbăta. Sâmbăta a fost făcută pentru om, nu pentru sâmbătă. Omul este mai important decât sâmbăta, decât orice zi a săptămânii. Dar în ziua aceea sâmbătă, deci ziceau iudeii care, către cel vindecat, este zis de sâmbătă și nu este îngăduit să-ți iei patul. Ei n-avea voie să facă nici mai mult de 1000 de pași. Atât. Sâmbătă, așa cum a evreii, își aprind lumina de vinerea în casă. Dacă au uitat, știu, trebuie să-și aprindă focul, cheamă pe vecin. Sâmbătă nu-și aprind nici focul. Nu fac niciun lucru. Nimic. Așa rămâne lumina prinsă până în următoarea zi. Pentru că pentru ei legea este mai importantă decât Duhul. Decât ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu prin însuși Fiul Său, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Și El a răspuns, cel ce m-a făcut sănătos, acela mi-a zis, ia patul tău și umblă. Ei l-au întrebat, cine este omul care ți-a zis, ia patul tău și umblă? Iar cel vindecat nu știa cine este, căci Iisus se dăduse la o parte din mulțimea care era în acel loc. Iată, pe lângă faptul că l-a făcut sănătos, a făcut o mare minune, Dumnezeu să-mi arată că este și smerit. Și nu s-a lăudat cu cea puterea mea. Noi una două ne lăudăm dacă facem un lucru bun sau dacă, știu, vreau să facem ceva mai bine ca altul, ne lăudăm. Uite ce am făcut eu, uite cât știu eu. Uite câte știu eu. Ne place să stăm în față. Nu că ar fi rău. N-ar fi nimic rău, dar se poate sta în față cu smerenie. Noi stăm în față ca să ne lăudăm, nu ca să ne smerim. Dar Hristos s-a dus undeva în spate, se duse la o parte din mulțime care era în acel loc. După aceea Iisus l-a aflat în templu și a zis, iată că te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Te-ai făcut sănătos, de acum să nu mai păcătuiești. Te pare că te suferea din cauza păcatelor sale. Știa Domnul Iisus ce știa. Știa totul despre El. Și despre noi știe ce viață am dus, ce am făcut în tinerețe. Și totuși ne iartă. Nu ne judecă dacă ne spovedim păcatele, ne șterge cu curete. De acum să nu mai păcătuiești, ca să nu se întâmple ceva și mai rău. Vedeți, noi suferim de multe ori din cauza păcatelor noastre. Și unii chiar merg la doctor, la hospital, își fac analize, nu se simt bine. Analizele sunt perfect și nu-s bine. Au o durere în ei, suflet, undeva doare. Îl doare pentru că este încărcat cu păcat. Are o desagă mare în spate cu păcat. Păcatele acestea nu au fost iertate, nu au fost dezlegate niciodată. Dar niciodată nu e prea târziu. Pentru unii e târziu. Unii nu mai așteptă să-ți spovedească și să știți că foarte, foarte, foarte rar cu o spovedanie ajunge omul să se curățească de toate păcatele, să intre în părăția celor, pentru că nu spune tot. Este rușine, știți, omul când păcătuiește, ia rușinea de acolo. Când păcătuiește, omul nu mai are rușine. Când mergem la spovedanie, diavolul vine și ne aduce rușine. Ne aduce rușine ca să ne fie rușine, să mărturisim tot.
Deci lasă că zici data asta, data viitoare. Pentru lui nu o să mai fie o dată viitoare. De aceea trebuie să spunem acum ce trebuie, ce totul la spovedanie. Încă mai avem timp. Nu știm câți ne vom mai întâlni poate duminica viitoare. Și cum spunea cineva, trăiește fiecare zi ca și cum ar fi ultima ta zi. Noi ne gândim, da, lasă, 100 de ani, să trăim 100 de ani. Unii trăiesc 100 de ani. Sau 80, sau 90, sau cât vrea Dumnezeu. Pentru alții se termină. Și este grav, care nu s-a împăcat cu Hristos, cu Dumnezeu este grav, și cu semenii, acela nu se va mântui. Și acesta este lucrul acesta este pentru o veșnicie, nu pentru 100 de ani sau 10 ani. Atunci omul a plecat și a spus iudeilor că Iisus este Cel care l-a avut sănătos. Când deja omul, ce putea să-i se mai întâmple, nu? Să nu mai păcătuiești, că să nu se întâmple ceva și mai rău. Să-și piardă sufletul, atât mai putea. Și noi atâta putem. Că ne ducem poverile o viață întreagă. De aceea ne îndeamnă Iisus, nu mai păcătuiești, să nu se întâmple ceva și mai rău. Să nu ne pierdem sufletele. Iubiți credincioși, îi mulțumim lui Hristos și Maicii Domnului pentru că, iată, ne-a adunat și astăzi aici, în biserică. Ne-am bucurat să auzim și noi vorbele Mântuitorului. Știți, la un moment dat, Mântuitorul Iisus Hristos se identifică cu toți oamenii și, în special, cu cei în nevoie. Că spune că am fost bolnav și la unii spune, nu m-ați cercetat, am fost plământ și nu mi-ați dat sănătate, să beau, nu mi-ați dat apă, închis și bolnav și nu m-ați cercetat. Și apoi îi fericește pe cei care, bolnav fiind, l-au cercetat și spune că și toate celelalte, plământ și mi-ați dat să beau, mănânc și însetat și nu mi-ați dat să beau. Și apoi încheie Mântuitorul. Că făcând aceasta semenilor mei, mai mici, mie mi-a sfătuit. Să ne grecească Hristos, Domnul, să auzim aceste cuvinte. Era scrise în Biblie, în Sfânta Scriptură. La cei cu talanții, știți, când a părțit talanții și îi laudă pe fiecare și în afară de cel, nu-l laudă pe cel care a venit un talent și l-a îngropat în pământ. Dar ce luați de spune? Să dea Domnul să audim și noi cuvintele acestea. Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pusă, peste multe te voi pune, intră